Un model foarte frumos pentru păturici de copii sau porc bebe. Se face foarte ușor și este dublu. Într-adevăr, la model intră puțin mai multă ață decât la un model obișnuit. Dar pentru bebeluși, pentru copilași, pentru pulovere de iarnă, pentru timp mai răcoros, pentru vestuțe de iarnă, este ideal pentru că e puțin mai gros. Deci punem pe Andreea cât ne trebuie, facem un rând pe dos cu firul în spate. Am legat și firul alb, da? Am terminat rândul pe dos. Și acum încep eu ochiul nelucrat, primul, un ochi alb, unul roșu, un ochi alb, unul roșu. Nu foarte strâns, deci nu lucrăm strâns, pentru că oricum lucrul e dublu, deci fiecare fir, da, pășește pe dos, deci lucrul este dublu, nu strângem. Dacă strângem firul, se lucrează și foarte greu și iese aspru, da? Lăsăm firul moale, deci lucrăm cu rosa pe andrele de 2 jumate sau 3. Cine lucrează mai strâns, pune andreaua mai groasă, ca lucrul să iasă slab. Și facem un ochi alb, unul roșu,
Ultimul ochi îl lucrăm cu ambele fire. Da? Ne întoarcem. Primul ochi îl luăm nelucrat și fiecare ochi îl lucrăm cu firul cu care l-am făcut. Da? Lăsăm firele slabe și pe deget. Și ultimul fir îl facem cu ambele fire, ultimul ochi, cu ambele fire. Da? Două fire. Le punem pe deget, le lăsăm slabe. Primul ochi îl luăm nelucrat. Și acum schimbăm. Ochiul alb îl facem cu roșu. Ochiul alb îl facem, ochiul roșu îl facem cu alb. Da? Da? Deci așa e o modalitate de a lucra repede. Deci ținem un fir cu un deget și celălalt îl lăsăm. Ultimul ochi îl lucrăm dublu. Pe spate lucrăm, deci numai pe față schimbăm ochiurile. Deci cam așa iese pe dos. Primul ochi îl luăm nelucrat. Și acum lucrăm. Un ochi roșu, unul alb.
Deci așa arată. Da? Pe dos iese dublu. Iar pe față este foarte, foarte frumos și pufos. Da? Chiar dacă primele rânduri le lucrați mai greu, pe măsură ce veți înainta, veți găsi o modalitate de a ține firele și din ce în ce va fi cât mai ușor de lucrat.